Hei, salut tuturor și bine v-am găsit aici la un episod din Academia lui Hagi, unde noi vom reconstrui Naționala României cu juniori aduși aici de la Academie și desigur români care deja sunt în joc. Bun, hai să trecem la treabă, vreau să vă arăt direct din start top score și top assisturi. Pe locul numărul 4 este Banton, omul nostru Banton, care ia, văd că a dat 5 goluri, ho-ho, foarte bine, foarte bine, era aici la un timp și Kocsis, numai că ea că are acum iarăși o perioadă de secetă, dar nu-i baie că el oricum este mijlocaș. Bun, trecem la, desigur, top assisturi, unde îl găsim din nou pe Banton la top assisturi cu 4 assisturi, incredibil, ce se întâmplă cu acest Banton, este o nebunie Banton ăsta, mă. Chiar e o nebunie acest Banton, nu-mi vine să cred. La clean sheets, adică aici sunt un fel de meciuri jucate fără gol primit. Omul nostru, Băl Grădeanu, văd că nu a jucat așa de perfect. Este de-abia pe locul 17 cu două meciuri, care hai să zicem că ar putea fi pe locul 12. Ok, am văzut așa pe viteză, cum v-a zis puțin Telo, unde ne aflăm acum cu echipa. Și aici avem un match versus cel la Stevenage, care, având în vedere că în cupă i-am violat, eu cred că vom avea un match ușor și de data asta în campionat. Hai bă, dar le-am dat în cupă 4-1 aici, nu am reușit să facem o victorie. Am ucis drept, suntem în deplasare, dar totuși. A început ăștia cu un gol și s-au terminat 2-2. Aoleu, Collins și Banton. Na, e 2-2, ce să-i faci, a fost un match în deplasare, ce văd că scouterul meu a terminat aici de scouterit. Ce place terenul ăsta. Bun, I was great job with our young program. Da, ok. Și aici ce e? Make a request? Nu, poți să șezi jos. Șezi blând, mă. Șezi blând, mă, că nu te bag în echipă. Bun. Hai să facem aici evoluție. Cred că evoluează acum și Kocsis pe shooting. Ala-i, mă. Evoluează Kocsis, cum sunt asta, mă, la 36 ani, mă, nene, mă, nebunie. Bravo, Kocsis. Evoluează Kocsis. Asta da, mă, asta da. Bun. Hai să trecem mai departe, trece timpul, trec zilele din calendar și avem aici un match versus cei de la Colchester. Un match interesant, dar unde se află pe moment Colchester? Pe locul 11, parcă mă așteptam să fie un picuț mai sus. Na, oricum, ia să vedem aici match-ul versus Colchester, care totuși este jucat la noi acasă, trebuie să avem un avantaj mare. Și da, într-adevăr, 2-0 gol de către Payne și Young, totuși Blackman, pe lângă altul cartonaj galben, s-a și accidentat. Deci asta înseamnă să fii mafiot. Bun. Ies de mai aici la squad, vreau să văd squadul. Da, din păcate Blackman chiar este accidentat. O să ne uităm în curând să vedem exact cât de grav este accidentarea sa. Și altel B l-am avea pe Arthur, dar ăsta n-are viteză, ce drept, dar de fapt, asta se văd, dacă fac o comparație între Arthur și acest om, de exemplu. Pe lângă că Young chiar are viteză, ok, opa, stai un pic, că poate nici nu așa de rău acest Arthur, mai ales de pe post de rezervă. Hai-l punem pe Arthur, mă, hai să-l punem pe Arthur acolo în locul lui Blackman. Dacă tot s-a accidentat nebunul, ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Bun! Bun. Mi s-a promis, ieri s-am văzut acolo, ia să zicem cât e accidentat, 8 zile, hai că nici nu durează mult. Aici o grămadă de scouturi, nu știu ce așteptam, parcă să apară ăla de Academie, dar știți ce? De-al dragului, hai să luăm un jucător, primul nostru jucător ăla de la Academie, luăm acum, ok? Hai să luăm acum primul nostru jucător de la Academie. Nu la Transfer Negotiations, ups. Unde e? Tracii, că tot au tot schimbat jocul ăsta, ai. Young Staff, Young Academy, bun. 68, 59, 81, ăsta cernat, l-am luat pentru nume, dar degeaba, lăsăm. Iam ăsta, Gheorghiu, ăsta o să fie foarte bun. Chiar și Matei, v-am zis eu de Matei că o să fie bun, dar și ăsta ia, Varias, îl luăm pe Varias. Are între 75 și 91. Perfect, primul jucător la care oferă aici contract, foarte bine, foarte bine, așa, future, bun,
Deci i-am dat la Varias, la Valentin, hai să spunem așa că e mai românesc. Valentin, i-am dat la Valentin aici ofertă. Totodată și la Matei parcă m-ar tenta să-i dau aici ofertă între 72 și 88. Deci e foarte bine, oferim aici și la Matei un contract profesionist, profesional, două dracului, să-l mai badass, așa. Și mă gândesc să-i ofer un contract și aici la celălalt Valentin, la Gheorghiu, la Georgică, la Gege. Bun, hai să-i oferim aici un contract și la acest jucător. S-ar putea să ducem aici 3 jucători de la Academie, 3 jucători, vă dați seama, 3. Bun, 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 e foarte bine mă că am găsit așa jucători buni. Jucăm aici cu Leighton Orient, care în momentul actual se află pe poziția numărul 3, o poziție foarte bună și avem nevoie de puncte aici, mai ales cum e Arthur acolo, nici nu vreau să risc, chiar că vreau să joc meciul următor. Bun, hai să-i dăm bătaie și să luăm cele 3 puncte. Bun, meci aici versus Orient, care na, sunt în momentul actual sunt pe poziția numărul 3 și tot timpul asta a fost echipă chiar foarte bună. Pulmea acum de dracu au... Parcă nu erau în Liga 3 ăștia de la Leighton Orient, sau poate greșesc eu. Na, oricum, nici nu contează acest amănunt, doar așa, mi-o pica mie o întrebare. Bun, hai să trecem la treabă și hai să dăm suportul vostru față de această serie, să avansăm cât mai repede, cât mai bine. Și, uai, de-abia aștept să primesc acel contract, acea ofertă pentru Naționala României. Vai, Doamne, de-abia aștept, de-abia aștept, dar cred că mai avem de așteptat puțin până atunci. Dar nu-i bai, că până atunci, desigur, vom evolua jucătorii noștri. Deja suntem pe pragul de a aduce 3 jucători de la Academie, 3 jucători care după ce am tot lăsat acolo să antreneze deja s-a văzut că au un potențial și un prospect foarte bun aia 3 pe care doresc eu să-i cumpăr. Uai de... ce gol mi-a dat mă, ca în curtea școlii mă. Fii atent mă. Tai. Arthur, fă-toți Cristelnița mătii. Băi, ăsta e jucătorul care l-am pus acolo în locul lui ăla, mă, deci s-a accidentat Black Man. Aoleu! Fai de pula mea și a făcut eu la începutul videoului. Hai mă, că vreau să joc meciul ăsta, mai ales că e Arthur și nu vreau să facă vreo boacănă. Între timp, prin minutul 10, Arthur își dă autogol. Mi-aduce aminte de poveștile alea lui Mourinho când l-a antrenat pe Balotelli. Vai de pula mea, avem un Balotelli, îl cheamă Arthur. Și în apărare. Hai, începe aici repriza a doua cu o schimbare pentru cei de la Leighton Orient. Vai Doamne mă, ce mă disperă că odată autogol idiotul ăla de Arthur mă. Ai, măcar dacă ar fi fost gol de la Leighton Orient, știi să zic, bă, ai, mi-a dat gol, dar autogol, ai, așa știi, parcă te freacă, te, bă, parcă așa ca și o cărămidă pe vârful capului și te nervează, stai, da, din păcate n-am reușit ca în videoul trecut să egalăm rapid așa una, doi, taca, 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 taca. Se ține mai bine Leighton Orient în apărare și respectiv portarul. Da, ce drept, echipă mai bunicică totuși are o marecare renume, are un marecare buget de transferuri față de Notts County. Ia să dăm aici pasa, e deviată. Nu e nașpa, nu e bai, dar hai, fugi, fugi. Totuși, printre cei mai buni jucători din echipa asta, pe lângă acel Banton, care este, cumva zis, o surpriză pentru mine, este pe numărul 2 Mania. Aș putea să zic că pe Mania e cel mai bun transfer pe care l-am făcut. Am făcut Bălgrădean și Coci și la Coci și oricum nu mă așteptam să fie o nebunie. Vreau doar un jucător echilibrat, semi-ieftin, excepție salarul ăla, mâncam iar curu. Dar la câți bani am dat pe el, dă-o încolo. Eu zic că e foarte bun, mai ales că e român. Ținem accentul acela pe român. Și, hei, e foarte tare. Na, l-aș fla pe Sân Mărtean, dar Sân Mărtean nu era în joc. Nu este implementat Sân Mărtean în joc. Deci aia e chiar nașsol, nici nu știu ce dracu nu l-au băgat în joc. Bun. Ia să dăm aici o șansă din corner. Foarte bine! Ai, că a prins-o portarul. V-am zis că totuși au portar bun ăștia, mă, de la Leighton Orient. Chiar au portar bun. Kishak. Așa-l cheamă, Kishak. Okay, și numele e fain. Kishak. Kishamaș pochii tăi. Aoleo, iar se vede cât e de bun Arthur, mă, cum lasă acolo flancul descoperit. Ai! Degeaba, mă, meciul ăsta a fost pierdut din cauza lui Arthur. Pe lângă autogol, pe lângă autogol, trebuie să zic de două ori că l-a fost cea mai mare
cel mai mare, bă, Dumnezeule, ăla a fost lucru care ne-a îngropat pe noi. Pe lângă asta, bă, ia ghiciți ce? Nici nu știu ce să apere, mâncam iar prazul, pui mei. Ia, suntem aici, minutul 89. Pierdem aici acest match versus Luton Orient din cauza lui Arthur. Mama lui, mâncam iar cucu. Na, aia e. Aia e, mai și pierdem, numai că e mai mult enervant. Din cauza că pierdem, nu din cauza că am jucat prost sau că echipa adversă a fost mai bună, ci din cauza că idiotul de Arthur și-a dat autogol. Vai, Balotelli al apărării, n-ai ce zice. Bun, hai să mai facem aici niște evoluții. Continuăm aici evoluțiile astea până desigur ne vin jucătorii de la, bă, de la juniorat. Așa, și Bălgrădean nu a evoluat. Foarte bine că a evoluat Bălgrădean. Chiar și așa un picuț, este de bine. A evoluat Bălgrădean 1.9 overall și cu 7% a crescut valoarea pe piață. Manea culme că încă nu, dar atât evoluează foarte bine și joacă excepțional. Cociș, chiar dacă a evoluat, se pare că da, a dat minus 1 în overall, n-avem ce face, vârstă este vârstă. Așa. Trecem mai departe, avem aici un match versus cei de la Exeter, ar trebui să fie o victorie clară asta, stai să vedem, echipa este ok, echipa este în formă, bun, era să fac o greșeală, Arthur, tu n-o să mai pupi terenul în viața ta, ia mă că mi-a venit juniorii, mă, mi-a venit juniorii, man, foarte bine, dar că nu și-a revenit Blackman, au băgat așa. Atunci știți cum o facem? Vom lua pe ăsta, vom pune acolo și care are cât de cât o viteză? Numai Manea, nu? Manea și Young. Bă, Young ăsta nu poate juca și pe partea aia. Hai să-l punem pe Young pe partea aia. Așa, pe Manea aici, că Manea poate să joace RB. Foarte bine. Și ne-au venit și juniorii. Mult așteptați juniori. Foarte bine. Încă desigur sunt la un overall destul de scăzut, dar nu-i stres că una, două vor evolua. Cei trei care au speriat vestul. Bine ați venit la club! Bun, hai că totuși vreau să dau aici un simulate versus această echipă. Eu cred că putem scoate victoria. Și hai că e la noi acasă! Hai că e la noi acasă! Dacă nu scoatem victoria, mă, vă strâng de gât, mă! Banton, vezi, mă, parcă echipa asta... Cu cât o ameninți, cu atât joacă mai bine, mă. Mai știți când am făcut amenințarea aia odată pentru Bălgrădean și dintr-o dată Bălgrădean, bum, 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 odată, adică o salvat o grămadă de șuturi? Bravo, mă. Da, bun. Deci, hai să vedem echipa, l-am avea aici pe Varias, așa, le volăm pe Varias pe shooting, LM totuși, Bun. Acolo pe Varea, așa, din păcate n-am Manea foarte bine, se evolueze odată și Bălgrădean și să-și facă Boldrin acolo faza alea în atac, să-și facă faza alea și după aceea îl scoatem și pe el, totuși el foarte bine evoluează acest Boldrin, a poreclit de mine desigur Boldrin, așa, Manea foarte bine, totuși la LM, când e LM și nu LM, știți, de obicei se mai mult tinde spre mijloc decât spre atac, asta nu prea îmi place. Aș prefera să fie puțin mai pe atac, dar nu-i bai, putem să facem noi pe atac sau cel puțin îl vom pune ca și un fel de CM în mare parte. Bun, ok, n-am mai apărut acolo nimic, nu am să fac pe curățenie. Avem aici runda 14, a 4-a, pardon, împotriva celor de la Rotterdam în EFL Cup. Iarăși aici eu zic că am putea câștiga dacă am da un simulate. Chiar am încredere în echipa asta, câteodată se și vede. Blackman și-a revenit, o da domnul să-și revină Blackman, foarte bine. Aici facem iară schimbare și revenim la lotul nostru, doar că Manea văd că este mai obosit decât de obicei și îl voi scoate, îl odihnim puțin pe Manea, avem nevoie de el în campionat. Bun, hai să vedem ce ne este în această simulare versus cei de la Rotterdam. Iui, am observ, este în deplasare. Oh, ce nu-mi plac meciurile în deplasare, dar de reușește echipa asta. 2-1, wow, bravo băieții, Boldrin și Banton, știți bine că pe ăla l-am poreclit Boldrin, cei care nu știți înseamnă că nu vă uitați atâtea videourile să vă fie rușine, rușinică, bun.
Deci, ia să vedem aici, să vedem, evoluăm, trecem mai departe, Mage versus Arkinton. Oh, 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 stai un pic, asta e o echipă cu renume. Așa, 17, serios? Wow. Na, hai să mai faci, dar e no way. Nu-mi place să simulez când sunt meciul în deplasare, dar băi, dă-o încolo, hai să jucăm aici, ce naiba. A, opa, auto replace. Nu știu cine, ce? Aoleo, iară Black Man. Nu, l-a pus pe Arthur. Mâncamia-ți cu... Aoleo. Oare reușim cu Arthur pe teren să câștigăm? Aceasta este întrebarea. Și răspunsul este da. Ia uzi, Boldrin și Connolly. Da, mă, și cu Arthur pe teren am reușit să câștigăm. Asta e o minune. Asta e o minune de Crăciun. Bun, hai că totuși, uleiu, Bălgrădean, totuși încet, dar evoluează. Manea iarăși foarte bine evoluează, dar ocupăm cam mult loc cu Manea. Dar, na, el e tot timpul titular, dar stai un picuț să vedem aici. Deci, l-am avea pe Cosmescu, încă nu l-am adus pe ăla la echipă, încă lăsăm pe Bălgrădean, ok. Îl avem aici pe Matei, care totuși cred că o să avem nevoie de Matei. Și ce am mai adus? Stai un picuț, center back. Nu, l-am adus un apărător pe, așa, Gheorghiu 1, Matei, da, ok, bun. Hai să le evoluăm pe Matei, vreau să le evoluez și pe Matei. Avem nevoie de un mijlocaș, deci normal că îl vom evolua și pe Matei aici. L-aș evolua prima oară pe pase, că na, ca și mijlocaș trebuie să știi să pasezi. Deci normal îl punem acolo la passing, la pase și să facă țaca-țaca, tiki-taka. Foarte bine, ai crește și viziunea, ai crește short passing-ul. Așa, Matei, ține-o tot așa, să evoluezi bine. Bun. Ia uzi, avem aici iarăși un squad report. Îl avem aici pe Robert Toma. 63-81, nu. Îl avem aici pe Cosmescu. Ți-o ține foarte bine Cosmescu. 72-86. Poate fi noul Mocanu. Cosmescu. Da. No, ok, hai să-i oferim un contract. Pare un jucător bun. Țaca-țaca, tiki-taka. Bun, hai, 72 sau 86, e perfect. Bun, ia să vedem ce jucător ne-am mai găsit. Aici avem unul care e destul de slab. Mihail Rusu, 64 sau 88. No, hai să lăsăm deoparte. Iancu Toma, ia uzi, 62-84, dar s-ar putea să scadă până în 79, știți cum este, de obicei tot mai scadă jucătorii când îi leși acolo, deci normal că îi vom da așa deoparte, foarte bine. Ia să vedem următorul nostru match, va fi în cupă, versus cei de la Yeovil Town. Dar știți ce? Acum că ne-au venit atâția jucători și toate cele, este timpul să oprim acest video. Hai oprim aici videoul și ne auzim pe data aviatoare. Din păcate, profiturile tot scad din ce în ce mai mult și asta nu-i tare bine, sper să mă dea afară. Auci! Dar, na, ce să-i și faci, Ia, din păcate, vedeți Young Facilities, ăla am cheltuit $80,000, aoleo, de euro, pardon. Dar, na... Rămâne de văzut pe moment cu țintele astea, încă suntem, suntem acolo. Ia vedeți aici, Young Development, am făcut-o. Very low brand exposure, sell out at least 85% attendance, at least bla bla bla. Trei din 7 meciuri. Asta e legat de audiență sau cea de genul. Ia 85% audiență la cel puțin 50% din meciurile noastre din campionat. Încercăm. Bun, asta e așa. Domestic success, aici ar fi fain dacă am termina finish mid-table și că ne roagă să terminăm în mijlocul clasamentului. Este pe poziția numărul 2 și în The Emirates FA Cup EFC să ajungem până la roda 32. Ioi, acolo e șerință mare, mă. Bun, keep player salary growth under 20%, aici ne omoară foarte mult la salarii.
Rămâne de văzut. Oricum, vedem pe data viitoare ce vom face. Aici este meciul acela de Emirates FA Cup, unde mi s-a zis să ajung până în rundele 32. Deci, va fi interesant. Bun, hai, ne auzim pe data viitoare. Mulțumesc de suportul acordat. Continuați suportul, click pe butonul de like, este gratis. Și desigur, share, favorite și ne auzim pe data viitoare. Bye, bye!